Bună seara, dragi prieteni, iată că am ajuns și la cea de-a doua surpriză muzicală cu Mădălina Florea din această seară, 9 noiembrie, de data aceasta tocmai la Cabana Pralia, Căiuți, județul Bacău, unde se petrece domnul Romica alături de prieteni, alături de cei dragi. Eu sunt surpriza muzicală din partea fratelui Felix, a cumnatei Ana și a nepoatei. Haideți cu mine să vedem cum va reacționa. Aici, în pădure, hai! Avem ajutor aici, compiite. Vedeți? Oricât de departe v-ați dus așa mai departe de sat, tot v-a găsit cel care vă prețuiește tare mult. Nimic. Cei care... Bă, sare grătarul! Domnul Romica, trebuie să-mi spuneți cine credeți că m-a chemat, m-a trimis aici la dumneavoastră în această seară. Amanda! Amanda! Acum e acum mai! Sfântul Duh! Sfântul Schimbări! Sfântul Duh pentru la mulți ani! Nu unde e telefonul meu? N-ai ghici! N-ai ghici! Mai încearcă, rog! Cina, Cina! Cina, de trebuie mai încercat! Mai încercați odată, vă rog! Hai, mami! Nu se gândește, nu-i trece acolo în cap! E cineva aici și cineva în depărtare! Nu! E prea emoționat acum, să-mi dea seama. Spuneți-i direct. Ați mai avut emoții până acum sau... Nu așa de mare. Emoții sunt. Să nu știu că Andrei. Nu. Să spun eu sau nu? Da, da, da. Din partea cumnatei Ana. La gelul unde mă mare gelul? Da, aici e lingur. Să nu vorbiți că vă auziți pe cameră și îi bai. Este mal. Vă rog șampanie pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și să-mi spuneți cui să ofer florile. Vă rog să țineți florile dumneavoastră și veniți așa mai aproape ca să vă vedeți. Domnul Romica, eu v-am adus și un album muzical Mădălina Hârborea să vă petreceți. Din partea lor care spune așa: la mulți ani, om cu suflet mare și frumos. În această zi specială vin cu cele mai frumoase gânduri și îți dorim multe sănătate, bucurii, împlinire și multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să-ți fie răsplătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. Îți mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul acordat la bine și la greu. Cu drag, fratele tău Felix, cumnata Ana și nepoțica Rebecca Ioana. La mulți ani! La mulți ani! Și bineînțeles că tot din partea lor am și o dedicație muzicală care spune așa: când ai surori și ai frați, bucuria împarți, măi. Când ești trist și abătut, spui frate și o trecut, măi. Am fost binecuvântată de măicuța prea curată.
Și-am durerea, cui o spune, când era mai mici greșeam, de nimica nici râtam, măi. Multe glumii mai făceam, dar pe urmă ne-mi păcam, măi. Anii au trecut și iată, fiecare cu a lui soartă. Suntem oameni mari cu tăți, avem copii și nepoții, măi. Dacă unul dintre noi trece prin griji nevoi, măi, pune mână de la mână ca să treacă de furtună. Mereu dragostea frățească e ca o manșerească. Lângă frate ai mângâiere, lângă frate ai și puteri. Orice ai face, orice ai spune, fratelii, frate rămâni. Fratelii rămâni frate, chiar și dincolo de moarte. La mulți ani! Bine, mișa vreme să-i mele în prejur cu nemurele. Bine, mișa vreme să-i mele în prejur cu nemurele. Șai lai la la lai la, șa la 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 lai lai, șa la lai la la lai la, șa la 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 lai lai la. Bine, mișa omului namas cu neamului. Care pe locul meu. Ia să întoarcem să se vadă. Nu mai tine. Stai că îmi pasă. Tu trebuie să supli. Da. Spune dorința la microfon. Fără dorințe. Dorințe e că... Hai să lansăm și să cădem împreună. La microfon sau în gând? Dorința e că să fie sănătoasă toată familia. De sigur asta dorință. Bravo. Da. Toată familia. Și să place numele. Mulțumesc! Regentul familial. Hai lăsăm emoții, doamna cu emoții. Hai să mai aplaudăm încă o dată. Hai încă o dată. Așa. Nu de alta, dar n-aveți de ales, trebuie să le transmiteți un mesaj. Cum Nata a zis că e bai, trebuie să-i spuneți ceva. Să vină acasă. Să fie sănătoasă și să fie acasă. Adică... A fost prea ticăloasă. Filmează, adică... Dar să știți că am avut un complice bun și aici. N-ați bănuit că tot a plecat, tot a venit. E pe lângă el, e pe lângă el. Bravo lor. Adică care a făcut? Bravo lor. Am înghețat jumătate de oră. Bravo lor. Bravo lor. Pentru drag felicitarea, domnule. Mulțumesc mult. Bravo lor. La mulți ani, să fiți sănătos. Niciodată așa, la așa ceva. Mulțumesc de suflet. Să țineți minte cei 50 de ani
Și Doamne ajută să ajungeți încă 50. La 150. La mulți ani, mulțumesc și eu tare mult, mă ales să vă rog la dumneavoastră, petrecere frumoasă. Și dumneavoastră, ședere în baie aici la cabană și tot ce mai bun și mai frumos. Doamne ajută. Este o surpriză foarte frumoasă la 50.